Adeluța Burdea este una dintre pacientele beneficiare ale evenimentului Armoniile Speranței. Aș vrea să-i aflăm povestea, de aceea am invitat-o în studioul 360medical.ro. Aș vrea să vă întreb, în primul rând, dacă vă place muzica. Da, îmi place muzica. Dintotdeauna am... Mi-a plăcut să ascult, să învăț pe muzică, să călătoresc pe muzică. Îmi place muzica adevărată, în primul rând, muzica clasică, muzica simfonică. Am și preferințe și da, îmi place. Poate că nu v-ați gândit până acum la faptul că muzica poate salva vieți. Ei bine, un eveniment cum este concertul Armoniile Speranței, tocmai asta își propune. Și aș vrea să vă întreb cum ați aflat dumneavoastră de diagnosticul de cancer? Împreună cu colegele mele de la servici am participat la un proiect al Institutului Oncologic Cluj, care ajută gratuit persoanele din zona de nord-vest a țării și a fost pur și simplu o caravană gratuită pentru testarea precoce, diagnosticarea și tratamentul cancerului la sân. Am fost la acea caravană, am efectuat o mamografie, urmând ca peste 2 săptămâni să primesc rezultatul. Am fost sunată pentru că s-a depistat o formațiune, un ganglion suspect. Și am fost programată la centru de la Gilău pentru investigații suplimentare. Acolo am făcut o mamografie computerizată, un ecograf și în acel moment am făcut și biopsia. După 2 săptămâni am primit rezultatele de la Institutul Oncologic din Cluj cu diagnostic de carcinom mamar invaziv, triplu negativ și care avea o viteză foarte mare de multiplicare a celulelor canceroase, cancerigene. Și a fost nevoie să iau rapid o hotărâre și să aleg care variantă ar fi mai bună pentru mine. Având în vedere această viteză mare de multiplicare, alegerea mea a fost să fac o mastectomie și în ideea în care n-aș fi vrut să se celula cancerigenă să meargă și la alte organe sau să invadeze alte părți ale corpului. Și deci hotărârea a fost să-mi fac mastectomie. Acum, pe lângă că primești acest diagnostic și în acel moment cade cerul pe tine, apare problema a doua, de unde bani pentru așa ceva. Pentru că trebuie tot felul de investigații, de drumuri, de persoanele pe care le-am consultat mi-au recomandat să vin la București, la Spitalul Royal Hospital, unde mi-a fost recomandat domnul colonel doctor Nica Remus, un chirurg deosebit care este specializat pe afecțiuni oncologice. Acolo, dânsul, împreună cu echipa lui minunată, mi-a efectuat operația. Am în acest moment 6 săptămâni de la operație și mă simt bine. Și am așa o credință în mine că domnul Nica a luat ce a fost rău și a aruncat la gunoi. Și a rămas doar ce-i bun. Practic ați bătut țara, da, din lung în lat, de la Baia Mare până la București, ca să veniți și să vă operați aici. Întrebarea care vine poate în mintea multora era de ce n-ați făcut-o mai aproape și aș vrea să-mi explicați un pic cât timp ar fi trebuit să așteptați pentru astfel de operație și cum v-a ajutat practic inițiativa acestui eveniment concertului Armoniile Speranței. Am aflat de acest proiect
Și știam că domnul Nica face parte din această orchestră a medicilor și mi-a dat încredere și am spus, uite, cine mânuiește atât de bine arcușul, sigur o să mânuiască și bisturiul, și am cea mai mare încredere în dânsul. Și de aici a pornit totul. Dorința mea de a fi operată de domnul doctor Nica. În cât timp s-a întâmplat totul de la diagnosticare și până la operație? În acea caravană mi-am făcut mamografia în luna aprilie. În mai am făcut tomografia computerizată, biopsia. În iunie am aflat diagnosticul și în 27 iulie am efectuat intervenția chirurgicală. Probabil dacă ar fi fost să vă operați undeva mai aproape, ar fi durat mai mult timp. Ar fi durat și pentru mine este prețioasă fiecare zi. În ce mă privește pe mine, am câștigat luni, poate chiar ani de viață, pentru că am fost depistată la timp. În momentul acesta sunt în convalescență după operație, mă simt bine și acum împreună cu doctorul oncolog de la Baia Mare pregătim o schemă de tratament. Care sunt gândurile pe care le aveți cu privire la starea dumneavoastră și ce le-ați transmite și altor paciente din România care trec prin aceleași experiențe? Pacientelor, mai degrabă tuturor femeilor le-aș recomanda să facă screening-uri mamare. Se organizează peste tot în țară caravane care sunt gratuite, chiar dacă nu au posibilități. Totuși, aceste caravane sunt gratuite și poți să-ți faci analize periodic. După ce își vor face aceste analize, vor avea o bucurie dacă nu este nimic grav sau dacă există ceva formațiuni suspecte, din timp depistate pot fi tratate. Cu ajutorul medicilor din România și a spitalelor din România, dacă ești în stadiu incipient, poți să rezolvi foarte mult. Cum vedeți o astfel de inițiativă, un concert caritabil în care să se strângă fonduri pentru pacienții oncologici din România? Este foarte, foarte bine, foarte binevenit, pentru că pacienții oncologici nu au întotdeauna fondurile necesare să ducă această luptă cu boala celor 1000 de fețe. Și uite că oameni cu suflet pot să se unească, sponsori, organizatori, astfel încât se bucure și pe pacienții care vin efectiv la concert, dar se ajute și financiar pe urmă. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj muzical, ce muzică le-ați oferi pacienților și învingătorilor de cancer? Acum depinde de preferințele fiecăruia, dar ce-mi vine în minte acum este Queen, We Are The Champions. Pentru că așa îmi doresc să cred că toți vom învinge boala. Mesajul pentru acești organizatori și sponsori a evenimentului, care se numește atât de frumos Armoniile Speranței, pentru că un pacient oncologic de asta are nevoie, acestora eu le adresez mii și mii de mulțumiri, recunoștință. Și eu nu am altfel de putere să le mulțumesc decât să-i pomenesc în rugăciunile mele.